primul antrenament al verii și totodată primul de când echipa din Trival a redobândit titulatura de FC Argeș, s-a desfășurat la baza proprie, sub comanda antrenorilor Eftimie Iordan și Iulian Crivac. Mulțumesc conducerii că s-a gândit la noi așa să revenim la echipă. Eu cel puțin am revenit la FC Argeș și mă bucur foarte mult pentru că s-a reușit luarea brandului FC Argeș, un jucător sub denumirea de FC Argeș. Le mulțumim că au avut încredere în noi și ne-au cooptat să conducem această echipă. Alături de colegii mei, Iulian Crivac, domnul Dan Didiță și de Hotoboc, sperăm să nu dezamăgim, cum a spus și domnul președinte, suporterii. Și eu cred și am încredere că vom face lucruri bune și lumea va fi mulțumită de ceea ce vom realiza la FC Argeș. Obiectivul declarat al piteștenilor e clasarea între primele 7 echipe din Liga 2. Al Violeții nu ascund însă că se gândesc la promovarea în prima ligă. Obiectivele în acest an, după cum ați citit și noastră, este ocuparea unui loc cât mai bun în primele 7 echipe. Dar am și spus-o. Ați văzut și noastră că în campionatul trecut au promovat două nou promovate din Liga a doua. Și de ce să nu tindem și noi? Oficierii lui FC Argeș îi așteaptă pe microbiști la stadion. Grupurile de suporteri din galeria vechiului FC Argeș și-au afirmat deja susținerea necondiționată pentru echipa primăriei. În ultimii ani, SCM Pitești jucase cu tribunele mai mult goale. Avem așteptări mari. Blazonul și numele acesta ne obligă la performanță. Sperăm să nu dezamăgim suporterii și fanii din toată țara acestui mare brand. După o săptămână de pregătire în localitate, Alvioleții vor pleca pe 5 iulie în cantonament la Govora, unde vor sta până pe 15 iulie. FC Argeș și-a stabilit deja un amical cu Chindia Târgoviște pe 19 iulie pe stadionul Nicolae Dobrin.